Bine ați revenit la seria Să ne gândim. După cum ați văzut, am ajuns la întrebarea cu numărul 100. Și cu ocazia asta vreau să vă mulțumesc tuturor celor care urmăriți această serie, celor care trimiteți răspunsuri și celor care prin comentarii și e-mail-uri mă ajutați în munca de realizare a materialelor. Mulțumiri speciale domnului Dumitru Antonie, care mi-a trimis 10 de rezolvări interesante și de multe ori originale pentru întrebările problemă din această serie și m-a ajutat nu odată să găsesc cele mai potrivite formulări. Sunt sigur că cele 100 de întrebări ne-au ajutat pe toți să devenim mai deștepți și că nu ne-am pierdut vremea încercând să găsim răspunsurile. Voi încerca în continuare să găsesc sau să inventez întrebări la care merită să ne gândim, întrebări care ne ajută să găsim răspunsul la alte întrebări și care, așa cum am mai spus, ne fac mai deștepți. Vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care ați fost și sunteți în continuare implicați în desfășurarea și dezvoltarea seriei, iar acum vă voi prezenta răspunsul la întrebarea 99. Să o revedem! Un om are două lumânări, de aceeași lungime, dar de grosimi diferite, așa cum vedeți în desen. Cea subțire arde 2 ore, cealaltă arde 4 ore și presupunem că viteza de ardere este constantă în timp, adică lungimile cu care se scurtează lumânările în unitatea de timp rămân aceleași pe tot timpul arderii. Într-o seară, le aprinde pe amândouă și citește o carte la lumina lor, dar după câtva timp se face somn, le stinge pe amândouă și se duce la culcare. În momentul în care le stinge, lumânarea subțire are lungimea jumătate din lungimea lumânării mai groase. A doua seară, pentru că vrea să citească mai mult timp, omul aprinde lumânările pe rând, atât cât a mai rămas din ele, evident. Întrebarea este, cât timp a citit în total omul în cele două seri? Vă voi prezenta întâi o rezolvare aritmetică simplă, folositoare, deoarece ca orice rezolvare bazată pe matematică se poate generaliza pentru oricare alte date ale problemei. Să notăm lungimea inițială a celor două lumânări, aceeași cu L mare. Deoarece cea subțire arde în total 2 ore, înseamnă că în fiecare oră arde jumătate din ea, adică L mare supra 2. Și deoarece cea groasă arde 4 ore, înseamnă că în fiecare oră arde 1/4 din ea, adică L mare supra 4. Și acum să notăm timpul cât au ars lumânările în prima seară, exprimat în ore, cu X. Atunci, lumânarea subțire a ars pe lungimea X înmulțit cu L mare supra 2, iar lumânarea groasă a ars pe lungimea X înmulțit cu L mare supra 4. Și asta înseamnă că după prima seară, lumânarea subțire avea lungimea L mare, lungimea inițială, minus cât a ars, adică minus X înmulțit cu L pe 2, și asta se poate scrie L mare pe lângă 1 minus X pe 2, iar lumânarea groasă avea lungimea la sfârșitul primei seri, L mare, lungimea inițială, minus cât a ars, adică minus X înmulțit cu L pe 4, și acest lucru se poate scrie L mare pe lângă 1 minus X supra 4. Dar știm că lungimea lumânării groase este după prima seară dublă față de lungimea lumânării subțiri. Și de aici obținem ecuația pe care o vedeți, 1 minus x pe 4 egal cu 2 pe lângă 1 minus x pe 2, a cărei rezolvare, pe care o puteți urmări aici, ne dă soluția x egal cu 4 pe 3 ore, adică 1 oră și 20 de minute. Deci în prima seară, lumânările au ars împreună 1 oră și 20 de minute. Și acum e ușor de calculat cât au ars în seara a doua. Lumânarea subțire a ars 2 ore minus 1 oră și 20 de minute, adică 40 de minute, în timp ce lumânarea groasă a ars 4 ore minus 1 oră și 20 de minute, adică 2 ore și 40 de minute. Deci în seara a doua, cele două lumânări au ars în total 40 de minute plus 2 ore și 40 de minute, adică 3 ore și 20 de minute, și atunci cele două seri au ars în total 1 oră și 20 de minute în prima seară, plus 3 ore și 20 de minute în seara a doua,
adică 4 ore și 40 de minute, și acesta este răspunsul la întrebarea numărul 99. O rezolvare mai simplă și deci mai rapidă, adaptată la datele problemei noastre, este cea propusă de Dana Vișoiu și Gabriela Băbeanu, și anume, dacă lumânarea subțire arde în total 2 ore, iar lumânarea groasă arde în total 4 ore, asta înseamnă că viteza de ardere a lumânării subțiri este dublă față de viteza de ardere a lumânării mai groase. Ceea ce mai înseamnă că lungimea pe care a ars lumânarea subțire în prima seară trebuie să fie dublul lungimii pe care a ars lumânarea groasă. Dar dacă după prima seară lumânarea subțire are lungimea jumătate din cea a lumânării groase, înseamnă că lumânarea subțire a ars pe 2/3 din lungime, în timp ce lumânarea groasă a ars pe 1/3. Și această animație vă ajută să înțelegeți de ce. Iar 1/3 din 4 ore, cât arde în total lumânarea groasă, înseamnă 1 oră și 20 de minute, și am găsit timpul cât au ars împreună cele două lumânări în prima seară. Sigur, există și alte rezolvări. De pildă, domnul Dumitru Antonie a trimis o frumoasă rezolvare geometrică cu desenul pe care îl vedeți aici și pe care îl măresc ca să îl puteți studia, dacă doriți, pentru a înțelege această rezolvare. Le mulțumesc celor care au trimis răspunsuri și tuturor celor care au urmărit acest material. Pentru videoclipul cu numărul 100, am încercat să găsesc o întrebare interesantă, sper că am reușit, dar cei care vor decide acest lucru sunteți voi, cei care urmăriți aceste materiale. Să vă prezint întrebarea cu numărul 100. Avem o cutie în formă de paralelipiped dreptunghic. Pereții ei laterali sunt acoperiți în interior cu oglinzi de foarte bună calitate, perfect plane, și care reflectă atât de bine lumina încât o rază de lumină se poate reflecta de sute de ori. Văzută de sus, cutia arată așa și, după cum vedeți, distanțele dintre oglinzi sunt 100 cm, respectiv 91 de cm. Pe fiecare muchie care pleacă din colțurile A, B și C în jos, spre baza cutiei, se găsește cât un fir subțire de-a lungul muchiei, sensibil la lumină și legat la un detector. Când cade lumină pe un fir, detectorul la care este legat firul dă un semnal sonor, iar raza de lumină nu se propagă mai departe, este absorbită de fir. Să notăm detectoarele cu aceleași litere cu care am notat firele, adică avem detectorul A legat la firul A, detectorul B legat la firul B, detectorul C legat la firul C. Fundul cutiei este în poziție perfect orizontală și la un moment dat o rază de lumină, desenată cu roșu în desen, intră în cutie printr-un mic orificiu în muchia care pe desen este în stânga jos. Această rază face unghiuri de exact 45 de grade cu laturile cutiei și este perfect orizontală. Așa că tot ceea ce se va întâmpla mai departe, toate reflexiile razei, pentru că asta urmează, raza se va reflecta de mai multe ori pe pereții cutiei, pe oglinzile care acoperă pereții cutiei, toate aceste reflexii și toate aceste raze se vor găsi într-un plan orizontal. În planul pe care îl vedem și în desen și în care se găsește și raza care inițial a intrat în cutie. Ca să puteți da răspunsul la întrebarea care urmează, întrebarea cu numărul 100, trebuie să știți legea a doua a reflexiei. Eu vă spun acum într-o formulare puțin modificată, adaptată la oglinzile plane din cutia noastră, ca să vă fie mai ușor. Unghiul pe care îl face raza incidentă, adică raza care vine la oglindă, cu oglinda, în desen unghiul A, are aceeași măsură cu unghiul pe care îl va face cu oglinda raza reflectată, adică raza care pleacă de la oglindă, în desen unghiul B. Și acum știți tot ce trebuie ca să găsiți răspunsul la întrebarea care detector va da semnalul sonor de detecție. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!